Să știe toată lumea situația. Nu te gândi de asta. Poți să dai volumul mai încet? Cum? E bine așa. Da? Sper să tu ce dai vorbesc mai tare, să nu doarmă nimeni. Să știe toată lumea că este un creator. Și acest stăpân este Dumnezeu, așa au cântat tinerii, care toate le-a creat prin puterea sa. Acest stăpân, care e Dumnezeu, lui mă închid. Și lui îi slujesc. Asta vreau să o fac și eu și asta vă chem să o faceți și dumneavoastră. Avem un Dumnezeu mare, avem un Dumnezeu puternic, avem un Dumnezeu care ține toate în mâna Lui și Lui ne închinăm și Lui îi slujim. Și pe El vrem să-L glorificăm și în această după-amiază. Vă aduc salutul fraților din Chicago, Evrei 3, versetul 1, care spune: De aceea, frați sfinți, care aveți parte de chemarea cerească, ațintiți-vă privirile la apostolul și marele preot al mărturisirii noastre, adică Iisus. Și aș vrea ca toți în această după-amiază să ne ațintim privirile la Iisus. Pentru că El ne-a mântuit, El ne-a răscumpărat și suntem ai Lui. O să recitesc versetul, n-am fost de dimineață și dacă se vor repeta poate câteva gânduri, este bine totuși, pentru că și Petru ne spune, Apostolul Petru, că vă aduc aminte aceste lucruri și vreau să vă țin mintea sănătoasă prin înștiințări. Și dacă se vor repeta, poate este bine. Și avem un proverb în română, repetiția este mama învățăturii. Dacă poporul meu, peste care este chemat numele meu, se va smeri, se va ruga și va căuta fața mea și se va abate de la căile lui rele, îl voi asculta din ceruri, îl voi ierta păcatul și îi voi tămădui țara. Pe 20 ianuarie 2017, vicepreședintele Statelor Unite, Mike Pence, care este un credincios, când a depus jurământul de credință să păstreze și să respecte statutul și Constituția Statelor Unite, când a depus jurământul, soția lui a deschis Biblia și la 2 Cronici 7:14 a pus mâna pe acest verset și după aceea a depus jurământul, a spus: So help me God. În această seară și în această după-amiază nu o să vă pun să puneți mâna pe acest verset și tot ce scrie aici să spuneți la sfârșit: So help me God. Să ne ajute Dumnezeu ca să împlinim tot ce scrie aici. Acest verset este într-adevăr pentru poporul evreu. Pentru că Dumnezeu în vechime a chemat acest popor prin Avram, Isaac și Iacov și a făcut un jurământ că ei vor fi poporul lui Dumnezeu. Și acest popor al lui Dumnezeu trebuia să fie deosebit de celelalte popoare. Acest popor care Dumnezeu îl cheamă că este al lui, vedem în Estera când Haman vrea să nimicească acest popor, îl spune: există în împărăția ta un popor deosebit de celelalte popoare, care are legi deosebite și care nu se închină împăratului, se închină unui singur Dumnezeu. Și la acest popor, care Dumnezeu spunea că El a Lui, și știți de ce îl cheamă așa? Pentru că Dumnezeu l-a ales, Dumnezeu l-a scos din robie, Dumnezeu i-a promis o ocrotire și îngrijire pe drum, Dumnezeu l-a hrănit în tot timpul acestei călătorii și Dumnezeu i-a promis că îl va duce într-o țară unde curge lapte și mere, în țara Canaan. Și din peste 600.000 de oameni care au ieșit de acolo, 2 au ajuns. Și știți de ce? Pentru că pe drum și-au pierdut răbdare. Pentru că n-au mai ascultat. Dumnezeu spune în Deuteronom, le-a dat niște legi. Să nu ai alți Dumnezei. Să nu te închini altora. Să nu faci alți Dumnezei. Să nu-ți faci Dumnezei străini. Ci să te închini unui singur Dumnezeu. Adevărat și viu. Și acest popor s-a îndepărtat de Dumnezeu. Că Dumnezeu îi spune acolo în Deuteronom: Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot cugetul tău, cu toată puterea ta. Din toată inima. Asta era chemarea pe care Dumnezeu o face. Și de aceea spune: poporul meu. Ce frumos spunea Isaia. Dacă citiți, nu am timp să citesc. Isaia 43. Te chem pe nume, ești al meu.
dau pentru tine, popoare. Tu ai preț în ochii mei. Ești prețuit și te iubesc, spunea Dumnezeu. Pentru că a ales un popor care să-l reprezinte pentru neam. Și acest popor, spune aici al doilea lucru, ei trebuiau să cheme numele lui Dumnezeu. Ei trebuiau să nu cheme alți Dumnezei, cum spuneam, ci să-L cheme pe singurul Dumnezeu adevărat. Ca Dumnezeu să-i poată binecuvânta. Pentru că numele, când citim în numele 6 la binecuvântare, spune lui Moise, să pui numele meu peste copiii lui Israel și astfel eu îi voi binecuvânta. Așa Dumnezeu binecuvântat pe poporul lui care chemau numele lui Dumnezeu. Sigur că Dumnezeu are multe nume, dar unul din numele care Dumnezeu în mod deosebit chema poporul să îl numească pe Dumnezeu era să-i spună Tată. Pentru că El le purta de grijă. Și de aceea Maleahii spune, dacă sunt Tată, unde este cinstea care mi se cuvine? Și ca Dumnezeu să-i binecuvinteze, ca Dumnezeu, așa cum spune aici, concluzia aceasta, ca El să le ierte păcatele, să-i asculte din cerul și să le vindece țara, trebuiau să fie câteva condiții, 4 condiții. Și o să spun foarte scurt, pentru că toate aceste lucruri se aplică la biserică. Primul lucru care Dumnezeu le spune aici, ei trebuiau să se smerească. Când voi închide cerul, nu voi da ploaie. Când voi porunce lăcustelor să mănânce țara. Când voi trimite ciuma în poporul meu și citiți capitolul 6, toate blestemele care Dumnezeu le spune, dacă le voi aduce peste această țară, primul lucru care ei trebuie să facă este să se smerească înaintea lui Dumnezeu, să recunoască că s-au îndepărtat și să se întoarcă înapoi la Dumnezeu cu smerenie, așa cum spune, cu sac și cenușă, să se pocăiască înaintea lui Dumnezeu. Mica le spune, ți s-a arătat omule ce este bine și ce alta cere Domnul de la tine? Decât să faci dreptate, să iubești mila și să umbli smerit cu Dumnezeul tău. Să umbli fiecare zi, nu odată, nu de două, în fiecare zi, să stai la adăpostul lui Dumnezeu și să recunoști că toată puterea, toată autoritatea, o ai unul singur. Și acesta este Dumnezeul care te-a scos din țara robiei. Au fost oameni în Vechiul Testament care Dumnezeu i-a binecuvântat și știți, împăratul Ezechia. Dumnezeu a binecuvântat, a fost un om care a fost plăcut lui Dumnezeu. Dar la un moment dat când s-a bolnăvit Dumnezeu, după ce l-a vindecat și se spune acolo, citiți în Cronici. Aici, în continuare, la sfârșitul cărții Cronici. Ezechia spune, s-a îngânfat și s-a mândrit în inima lui și Dumnezeu l-a smerit. Sunt două posibilități în viața aceasta. Te smerești de bună voie înaintea lui Dumnezeu sau Dumnezeu te va smeri. Un mare împărat, Daniel ne spune despre Nebucadnețar, care și-a înălțat inima și a spus că nu există, eu sunt Dumnezeu, tot poporul să se închine mie, să nu aducă altui Dumnezeu nicio jertfă, nicio închinare. I s-a înălțat inima și Dumnezeu l-a trimis să pască iarbă ca boii, să crească unghiile de pe când ca la animale. Și la un moment dat, la sfârșit, spune când i-a revenit mintea la loc, s-a smerit și a spus, acum recunosc că există un singur Dumnezeu și acestui Dumnezeu care este al lui Daniel să se închine toate popoarele de pe pământ. Dacă nu te smerești de bună voie, vine vremea și vine vremea când mă smerește sau te smerește Dumnezeu. De aia chemarea lui Dumnezeu pentru ei era să se smerească de bună voie. Apoi spune el să caute fața mea, nu altceva. Așa cum spunea Ionus, nu umblarea după alte lucruri, nu umblarea după poftele firilor, ci să caute fața mea. Ce frumos, spune psalmistul, în psalmul 27, inima îmi zice despre tine, caută fața mea și fața ta, Doamne, o caută. Eu am căutat pe Domnul și mi-a răspuns, ce m-a izbăvit? Din toate temerile mele, spune David. Cum dorește un cer, zboarele de apă, așa trebuie să-l dorim și noi să căutăm fața lui Dumnezeu. Un alt lucru care Dumnezeu îi cheamă aici era să se roage. Să vină înaintea lui Dumnezeu când s-au smerit, cu post și cu rugăciune, ca să ceară de la Dumnezeu binecuvântarea de care ei aveau nevoie. Și Dumnezeu spune că îi voi asculta. Când ei se vor smeri, când ei se vor ruga și când ei vor căuta fața mea,
Și când al patrulea lucru, când se vor întoarce sau se vor abate de la faptele lui rele, numai atunci, altfel nu. La Dumnezeu nu merge că noi putem face orice și când venim cu problema noastră, Dumnezeu ne ascultă. Nu, nu. Isaia spune, păcatele voastre pun un zid de despărțire între voi și Dumnezeu vostru și îi împiedică fața să ne asculte. Frați și surori, toate aceste lucruri din Vechiul Testament, spune Apostolul Pavel în Corinteni, li s-au întâmplat ca să ne slujească drept pilde și au fost scrise pentru învățătura noastră, peste care au venit sfârșitul veacului. Toate aceste lucruri au aplicație la biserică. Pentru că în vremea de astăzi, aș vrea să spun două lucruri, mă apropii de încheiere, vreau să înțelegem câteva gânduri în această zi. Tot ce a fost scris în Vechiul Testament este pentru învățătura noastră. Și în Noul Testament, cine este poporul lui Dumnezeu? Este biserica. Și ce vreau să învățăm noi de aici, ce vreau să aplicăm din aceste gânduri, este că Dumnezeu, în primul rând, ne numește și pe noi, poporul Lui. Noi suntem poporul Lui și turma pășunei Lui. Avem un păstor care și-a dat viața de bunăvoie pentru noi. Și pe noi Dumnezeu ne-a ales. Și pe noi Dumnezeu ne-a răscumpărat, ne-a scos din robia păcatului. Dumnezeu, ca și în vechime, ne-a dus la El, ne-a înfiat să fim a Lui. Ne ocrotește în drumul acesta spre Canaan. Ne poartă de grijă. Domnul Iisus spune, voi fi cu voi până la sfârșitul veacului. Nu vă temeți de nimic. Eu sunt cu voi. Și Dumnezeu ne-a promis că ne va duce în țara Canaan. Dar sunt condiții. Mulți oameni astăzi umple bisericile și cred că vor ajunge în rai. Sunt și aici condiții pe care Dumnezeu le spune ca și în Vechiul Testament. Condiția este ascultarea de cuvântul lui Dumnezeu. De aceea aș putea să spun, tema din acest verset este chemarea la sfințenie. Dumnezeu ne cheamă pe noi sau ne numește copiii Lui. Și apoi Apostolul Petru spune, dacă chemați ca tată pe cel ce judecă fără părtinire, pe fiecare, după faptele voastre, după faptele lui, să ne purtăm cu frică în timpul privegiei noastre. Că știți, spune Dumnezeu, că eu sunt sfânt și noi trebuie să fim sfinți. Că nu cu lucruri peritoare, nu cu argint, nu cu aur ne-a răscumpărat, ci cu prețul sângelui Domnului nostru, Iisus Hristos, Fiul Lui. De aceea chemarea este să ascultăm de cuvântul lui Dumnezeu, să trăim în ascultare și în sfințenie. Ascultând de cuvântul lui Dumnezeu, numai așa putem să ajungem la capăt. De aceea Dumnezeu și noi îl chemăm ca tată. Dar vreau să-i dăm cinstea și onoarea și respectul care lui îi se cuvine. Și apoi spune al doilea lucru, poporul să cheme numele meu. În această după amiază, aș vrea să înțelegem că Dumnezeu este acela care ne spune că noi îl numim Tatăl și îl chemăm pe El ca Tatăl. Cum îl respectăm, cum trăim și cum împlinim cuvântul lui Dumnezeu. Aceleași condiții sunt și pentru noi. Dar aș vrea să le privesc pe partea cealaltă, în mod negativ, ca apoi să le privim din perspectiva pozitivă a Bibliei. Pentru că toate aceste lucruri de partea cealaltă pot fi piedici în calea sfințeniei. Opusul smereniei este mândria. Și mândria este acest sentiment de satisfacție, de orgoliu, de înălțare. Peste ce? Un om mândru, el refuză să asculte sfatul altuia. Pentru că el știe totul. Haideți să facem o verificare fiecare. Eu nu vorbesc că nu vă cunosc. Și nici dumneavoastră mă cunoașteți pe mine, dar ce înseamnă să fii un om mândru? Un om mândru îi place să vorbească despre succesele lui, că el a realizat acele lucruri și nu că Dumnezeu, așa cum spune Pavel, prin harul lui a făcut sau sunt ceea ce sunt. Un om mândru consideră că el merită toate. El merită cinstea, el merită laudă.
un om mândru nu se lasă corectat de ceilalți. Și el critică, se spunea ceva, el critică pe alții. Un om mândru este tot timpul nemulțumit. Un om mândru se gândește doar la foloasele lui. Și cu tine avem astăzi. De partea cealaltă, un om smerit ascultă, un om smerit ia seama la mustrare, la învățătură, la îndemnul care vine din partea lui Dumnezeu, prin cei pe care Dumnezeu îi pune în față. Un om mândru nu vorbește de succesele lui pentru că știe că tot ce face Dumnezeu lucrează prin el. Un om smerit se lasă corectat, un om smerit se gândește și la foloasele altora. Un om smerit privește, așa cum spune Filipeni, să priviți pe altul mai presus de voi. Și toate acestea știți de unde le învățăm. De la Domnul Iisus, El spune, învățați de la mine că eu sunt blând și smerit cu inima. El măcar că era chip, avea chipul lui Dumnezeu, n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu, ci s-a dezbrăcat. A luat chipul meu și al tău, chip de om, Dumnezeu în infinit. S-a coborât și s-a smerit până la moarte și încă moarte de cruci. De aceea, El ne cheamă să ne smerim, să mergem după El. Călcați pe urmele mele, spune Pavel, pentru că eu calc pe urmele Domnului Iisus. El ne învață smerenie. Și avem aici un beneficiu. Pentru că, de ce este important să ne smerim? Spune Apostolul Petru. Un om smerit capătă har. Smeriți-vă, dar sub mâna tare a lui Dumnezeu, ca să aveți har. Și al doilea lucru, să fim ajutați. Atunci când venim înaintea lui Dumnezeu să fim ajutați, Dumnezeu ascultă pe un om smerit. Și același lucru se poate întâmpla și pentru noi ca biserică. Dacă nu ne smerim de bună voie, ne poate smeri Dumnezeu. Și ce spune Psalmul 119, versetul 71, citiți dumneavoastră. Pentru binele meu, spune acolo psalmistul, m-ai smerit. Pentru binele meu, asta vrea Dumnezeu, Dumnezeu le-a vrea binele. Pe cei care iubește Dumnezeu, de multe ori spune Biblia, și pedepsește pentru că le vrea binele, ca un tată pe copiii lui, care nu ne lasă să ne îndepărtăm prea mult de voia și de calea lui Dumnezeu și ne întoarce înapoi. Și de multe ori mă smerește și te smerește spre binele meu și spre binele tău. Poporul meu, al doilea lucru, se va ruga. Mă gândeam și spuneam un frate la masă, cred că pentru mine, nu știu pentru dumneavoastră, dar pentru mine problema numărul 1 a bisericii din secolul 21 este rugăciune. Duminica dimineața sau seara umple în biserici, iar joia sunt 10 frați și surori care vin la rugăciune. Spunea cineva că credinciosul trebuie să se roage ca să trăiască. Pentru că atâta trăiește cât se roagă. Și altcineva, un alt citat, am văzut undeva și mi-a plăcut și l-am notat, îi spunea, biserica moare pe picioarele ei, deoarece nu trăiește pe genunchi. Știți care este secretul rugăciunii? Rugăciunea în secret. Sau cum spunea cineva, taina rugăciunii este rugăciunea în taină. De acolo pleacă. Și un om care se roagă lui Dumnezeu, acela îi place și insistă la Dumnezeu și vine pentru toate problemele. Frați și surori, nu știu ce v-a spus până acum, dar pentru mine și pentru dumneavoastră, vreau să vă spun, dacă vrem să avem putere, dacă vrem să avem viață, dacă vrem să trăim cu adevărat pentru Hristos, trebuie să ne plecăm pe genunchi la rugăciune. Domnul Iisus Hristos aducea la Tatăl, era Fiul lui Dumnezeu. Și spunea cu strigăte mari și cu lacrimi, se ruga către Cel ce putea să-L izbăvească de la moarte și a fost ascultat. Te întreb și mă întreb pe mine în această după-amiază, de câte ori te-ai mai rugat cu lacrimi? De câte ori te-ai plecat pe genunchi și ai plâns pentru biserică, pentru familie, pentru copiii tăi, pentru cei care în lumea aceasta își pierd sufletul și se duc în iad? De câte ori ne-am plecat pe genunchi și am plâns pentru ei? Pavel îi spune lui Timotei într-o împrejurare, mi-aduc aminte de lacrimile tale. Și nu erau lacrimi că era bolnav de stomac, erau lacrimile rugăciunii. Și Pavel spunea, lupt pentru voi în rugăciune. Și de multe ori v-am scris cu lacrimi, cu ochii scăldați în lacrimi, ca să vă îndemn să vă rugați.
Nu știu cum aș putea în această dimineață să vă îndemn pe dumneavoastră în această după-amiază, pardon, dar aș vrea să înțelegem că Dumnezeu ascultă rugăciunile noastre. Joia trecută, cu adunarea, ne-am rugat pentru un frate care dumneavoastră îl știți, mulți dintre dumneavoastră, Daniel Tănase, care a revenit din nou cancerul. Și am propus ca toată biserica, în post și rugăciune, să stăm pentru el. Pentru că asta vrea Dumnezeu, să simțim unii cu alții, să ne rugăm unii pentru alții. Sunt oameni slabi în biserică care au nevoie de sprijin. Cine să-i ridice? Aceia care stau pe genunchi. Și în această după-amiază, aș vrea să vă spun, frați și surori, dacă doi, dacă se învoie să ceară un lucru, spune Biblia, Dumnezeu îi ascultă. Dumnezeu ascultă pe indivizi, Dumnezeu ascultă și biserica. Pentru că aici spune, poporul meu se va ruga. Nu numai prezbitere, nu numai diacon, nu numai frații care predică. Tot poporul este chemat la rugăciune și Dumnezeu ascultă. Într-o împrejurare în Noul Testament, spunea când Petru era în temniță, citiți în Faptele Apostolilor, biserica spune, era plecată pe genunchi și nu înceta să aducă rugăciuni pentru el, specific. Se rugau la Dumnezeu, Doamne, izbăvește-l pe Petru din temniță ca să nu fie decapitat. Și Dumnezeu l-a scos de acolo. Dumnezeu ascultă rugăciunile când sunt aduse cu putere. Mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit. Și cineva scria o poezie despre trezire spirituală și spunea așa, trezește-te sufletul meu pentru rugă, ești cerului rob, nu pământului slugă. Întoaie-ți genunchii căci Duhul nu minte, puterea o dă rugăciunea fierbinte. Asta spune și Iacov. Mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit. Și al treilea lucru, poporul, biserica, va căuta fața mea, își vor schimba prioritățile. Nu vor umbla cu, așa cum spunea Ionuț, după lucrurile de pe pământ. Da, noi muncim în fiecare zi și avem nevoie, că cine nu muncește, spune Biblia, nici să nu mănânce. Dar, vom spune Biblia, pentru poporul meu, eu trebuie să caute fața mea. Să caute sfințenia, să-L caute pe Dumnezeu, să-și schimbe prioritățile. Unul din lucrurile care le aud de multe ori la noi și poate și dumneavoastră aici la biserică este n-am timp. I don't have time for this. De ce nu vii la rugăciune? I don't have time for this. I'm too busy. I work too much. Why? Dumnezeu ne cheamă să avem timp pentru cuvânt, să avem timp pentru rugăciune, să avem timp pentru adunare, să avem timp pentru vizite, să avem timp pentru frate. Căutați fața mea, spune Dumnezeu, și atunci eu vă voi asculta. Știți că lumea se uită la noi și lumea nu vrea o definiție a creștinismului. Ce este sau ce înseamnă asta? Lumea vrea o demonstrație a creștinismului. Ce înseamnă lucrul acesta pentru ei? Asta vrea să... Când se uită oamenii la mine și la tine, la lucru și oriunde ești, vor să vadă cine este acest om. Este un pocăit cu adevărat? Este un urmaș al lui Hristos? Sau nu le spune, asta înseamnă creștinismul, dar tu ești cu totul altfel. Nu, lumea vrea o demonstrație a creștinismului. Poporul meu, ultimul lucru, se va abate de la căile lui. Adică vor căuta sfințenie. În această după-amiază, textul acesta este o chemare la sfințenie. O chemare la întoarcere cu adevărat, la pocăință și întoarcere la Dumnezeu. Dumnezeu să ne ajute, frați și surori, ca să ne trezim cât ne este prea târziu. Pentru că trăim vremea din urmă și din pricina mulțirii fără de legi, mulți, dragostea celor mai mulți, spune, se va răci. Este o cauză aici. Este păcatul care macină bisericile, pentru că oamenii nu mai au timp pentru Dumnezeu. De aceea spune, poporul meu, nu numai unii, numai o parte, frați sau surori sau tineri sau poporul meu, tot poporul. Dacă ei se vor smeri, dacă ei se vor ruga, dacă ei își vor schimba prioritățile și vor căuta prin fața mea, dacă ei se vor abate de la păcat și vor umbla în sfințenie, atunci Dumnezeu va da binecuvântare. Atunci Dumnezeu ne va asculta din cerul. Atunci Dumnezeu, spune aici, ne va ierta păcatul și va revărsa din plin binecuvântările Lui atunci când venim împreună, va revărsa binecuvântări în familie, va revărsa binecuvântări în viața noastră spirituală. Domnul să ne ajute ca să avem această chemare a Lui Dumnezeu să aibă efect în viața noastră, ca să trăim sfințenia și să-L așteptăm pe Cel care ne-a mântuit. Amin. Amin.